Spuneam și data trecută, pe măsură ce înaintăm prin Evanghelia după Matei, ne putem da tot mai ușor seama că, în măsura în care popularitatea lui Isus în mijlocul oamenilor de rând crește, în aceeași măsură se ascute conflictul său, inițial surd, apoi tot mai explicit, cu oficialitățile vremii și cu liderii religioși ai evreilor, care îl respingeau vehement, atât ca Mesia, cât și ca rege. Sigur, Mântuitorul Iisus Hristos își continuă lucrarea de învățare și de vindecare, înaintând către punctul culminant pentru care venise. Și la fel putem spune că și conflictul lui cu fariseii și cărturarii înaintează spre inevitabilul deznodământ. Iisus nu s-a dat niciodată în lături să-i confrunte, când a fost cazul. El le reproșa legalismul și formalismul, încercând să-i facă să priceapă că omul cu adevărat evlavios arată asta nu atât prin ce face, cât prin ceea ce este în inima lui. Pentru că, spune Mântuitorul Matei 15 de la versetul 19, din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om. Am încheiat citatul. Apoi Domnul Iisus îi surprinde pe toți cu o ieșire spre nord, înspre neamuri. Iisus venise ca rege al evreilor. De altfel, el a murit având deasupra capului inscripția Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Dar acum iată-l deschizându-se și către neevrei. Aflat deci în părțile Tirului și Sidonului, Domnul va fi în curând recunoscut de către o femeie sirofeniciană, care, deși nu avea dreptul să solicite sau să aștepte ceva de la evreul Iisus, căuta disperat ajutor pentru fiica sa muncită de un demon. Iar Domnul, despre care auzise atâtea lucruri mari, era ultima ei nădejde. Ucenicii au vrut să o alunge, dar ea a insistat. După un scurt dialog plin de miez, Iisus a rămas impresionat de credința și de insistențele acelei femei, a lăudat-o și a împlinit cererea. Fiica ei s-a vindecat chiar în ceasul acela. Reveniți în Galileea, mulțimile îl urmează iar și se confruntă cu aceeași problemă a hranei. Pare o reeditare a situației din urmă cu câteva zile, inclusiv pentru că ucenicii reiau și ei aceleași obiecții. De unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată? Neputința lor de a crede este tot o formă de necredință, iar necredința este păcat. N-ai vrea și tu să crezi în Isus mai mult? Pentru că El este demn de încredere. Problema e la noi. Fără să-i mustre că nu învățaseră nimic din lecția pe care o primiseră în împrejurarea dinainte, Domnul Isus hrănește din nou mulțimea. Să-l fi recunoscut oare ucenicii atunci? După ce se produsese ruptura cu liderii religioși, se pare că Isus avea probleme și cu ucenicii lui. Dar el a avut multă răbdare cu ei și este foarte răbdător și cu tine și cu mine. Această a doua minune de înmulțire a pâinilor arată cât de greu învățau ucenicii. Erau așa de greoi să creadă. Dar Isus avea răbdare cu ei, așa cum are răbdare și cu noi. Atâția dintre noi avem mare nevoie de credință. O, de v-ați încrede în El cât mai curând, cât mai mulți, spre binele veșnic al fiecăruia care crede.